Apucați, ridicați, așezați. Elevii au fost mai mult decât fascinați. Cei mai mulți au încercat să trateze cu seriozitate situația. Unii chiar au reușit obținând un punctaj foarte mare. Este foarte dificil. În momentele acestea intervin și emoțiile foarte mari. Ne descurcăm destul de bine. Foarte bine, ne ajută așa în viața de zi cu zi. Este greu? Puțin, puține emoții și... dar până la urmă reușești. Simți că te presează timpul atunci când viața cuiva depinde de tine? Da, normal. E greu, știind că viața unui om e în mâinile tale. Și... este descurs cât mai bine. Inițiativa a venit din partea municipalității care desfășoară astfel de activități, tocmai pentru a-i determina pe elevi să conștientizeze încă de pe băncile școlii că dobândirea unor cunoștințe minime de prim ajutor sunt foarte importante. I-am sprijinit cu material documentar, cu modele de la concursurile anterioare să se obișnuiască cât de cât cu această activitate. Cei care s-au descurcat cel mai bine, cum vor fi răsplătiți? Primăria municipiului Târgu Jiu, ca de fiecare dată, a avut grijă să recompenseze echipajele, toate echipajele, locul 1, 2 și 3, primind în rechizite. Cei mai buni vor ajunge la faza județeană a concursului, care se va desfășura pe data de 26 mai.